Ai ceva bullish pe ziua de astăzi? Că văd că ai venit pe roz roșu. Am bullish, depinde cât de bullish. E un pic de hopium, să-l numim așa, pentru că e vorba despre ce se întâmplă în Paraguay. Așa cum Paraguayul, s-a strigat Paraguay. S-a strigat Paraguay, care urmează pe data de 14, dacă nu mă înșel. Astea în 12, deci da, pe 14, miercuri, urmează să auzim cu mai multe detalii despre ce fel de lege propune unul dintre deputații din Paraguay. El este una dintre vocile care s-a făcut auzit imediat după treaba aia cu El Salvador, după ce a început El Salvadorul să facă un pic de vâlvă, a venit imediat că, ei, și eu fac la fel, vreau să mă implic. Și îl cheamă Carlitos Rehala și sloganul lui este El nuevo decir es hacer. Corect, nu? Corect. Omul a început deja să adune followeri pe Twitter și tare bine că o să vedem ca la vecinul că de la câteva zeci de mii să ajungă la niște milioane, nu știu. Pe măsură ce vedem oameni care au putere de decizie într-un fel de instituții publice care fac lucruri pe partea de cripto și adună fani din toată lumea, ceea ce arată că este o pâine de mâncat și pentru politicieni atunci când vorbesc de cripto. Exact, tocmai. Adică e o mișcare în primul rând foarte bună pentru el ca și imagine. E clar că este și în direcția asta făcută toată ideea, pentru că sunt niște mari diferențe spre deosebire de El Salvador. În primul rând, aici nu vorbim despre vreun președinte, ci vorbim despre un simplu deputat parlamentar. Dar cine știe, mâine poi mâine. În ritmul ăsta s-ar putea, tocmai. Să ajungem ca Haiti, că unde a încercat un doctor să ajungă președinte, doar că n-ar să termine acțiunea aia. Exact. Carlitos al nostru, da, este un parlamentar din Paraguay, care își face într-adevăr foarte multă reclamă în ultima perioadă pe partea asta de criptomonede. Vă dați seama că adună foarte mulți tineri în jurul lui. Evident. Cel puțin 66 de like-uri are la următorul tweet. Îmi dai voi să citesc unul din aceste tweet-urile lui despre digitalizare? Sigur. Fii atent. Terrible. Más plata, más funcionarios, más burocracia. Resultados? Digitalización, organización, metodología y procedimiento. Deci omul e în campanie, clar. În el sector privado, esto se hace en un minuto con un software y un funcionario. Hai să dăm și translate, nu? Dacă tot. Terrible. More money, more officials, more bureaucracy. Results? Digitization, organization, methodology and procedure. In the private sector, this is done in minutes with one software and one official. N-are deci nevoie nimeni de traduce, că era în spaniolă. Oamenii care ne urmăresc pe noi au înțeles tot. Da. Împreună cu Yo soy embarazada con Miguel. Deci da, îi dăm cu digitalizarea tot înainte. Eu m-aș bucura să vedem un parlamentar de la noi. Sună cunoscut. Mie mi se pare că sună cunoscută treaba asta. Adică eu am mai auzit-o. Cel puțin în campania din USR-ul de la noi? Da. Nu, cam așa sună. Abia aștept să văd un. Gata, domne, venim cu privat, facem, dregem și clar. Nu mai există birocrație, nu mai există toate chestiile vechi. Noi venim cu noul. Ceea ce totuși pare că în realitate e puțin greu de implementat. Pe cât sună de bine și eu unul cel puțin sunt total de acord cu ideile de progres din punctul ăsta de vedere, din digitalizarea sectoarelor publice de stat și așa mai departe, totuși pare că e destul de greu, cel puțin evident la noi până acum. Dar nu m-ar mira să văd, așa cum am văzut oameni care merg pe filonul ăla naționalist, să-mi vină și unul pe digitalizare care să crească foarte tare, pentru că avem foarte mulți oameni frustrați că nu se face mai multe digitalizare clar, și mai repede. Clar, și e nevoie. Dacă am vedea un politician din România, uite, o pâine de mâncat, sunt sigur că este cel puțin cineva conectat la Parlament care se uită la live-urile noastre. Uite, o pâine de mâncat. Dacă vrei mai multă tracțiune și vrei să ieși din anonimat, ești un parlamentar care nu te recunoaște nimeni pe stradă, începe să vorbești despre cripto și cu siguranță vei atrage atenția asupra ta. Exact. Dar n-ar fi rău să ai habar și n-ar fi rău să ai un plan, că dacă doar vorbim despre chestia asta, nu o să ajutăm pe nimeni. Clar. Și pe Twitter chiar poți să-ți faci destul de reclamă. Chiar sunt câțiva români care sunt în momentul ăsta pe Twitter. Eu am de nicăieri 2500 de followeri, majoritatea români, deci sunt deja ceva oameni din România. Plus că ți-ai face foarte mult din afară cu primele tweet-uri în care ai venit să spui, hey, eu vreau să introduc cadrul legal pentru Bitcoin în România, da. Instant. Toată presa te-ar prelua și ar face. Și nu doar presa te-ar prelua. Exact. Bun, stai. Dar să vedem de să ajungem noi până acolo. Să revenim la Carlitos al nostru. Da, el spune că urmează undeva în 14 iulie să vină cu acest proiect de lege de care ne tot propune de undeva de mai mult de o lună, de la începutul lui iunie,
Uite, de pe 7 iunie a început să vorbească de treaba asta, când și-a pus și Laser Eyes și a început să spună cât de mare este Bitcoin și cum ar trebui să fie. Și a postat în engleză. E clar că exact. E făcută. Stay pentru... tuned, since there will be a mega surprise for Paraguay and the world. Something giant is coming. Așa că două zile mai avem până la acest giant thing. Deci da, dacă mi-ați cerut ceva bullish, acesta este destul de bullish, deși 4 zile mai târziu vine Grayscale-ul. Vine Grayscale, da, lasă asta, dar eu sincer nu prea cred în treburi de genul ăsta. Cel mai probabil o să fie o chestie de, în cel mai bun caz, o chestie de cadru legal pentru criptomonede. Da, e de punere de proiecte de lege. Proiectele de lege nu se depun în Parlament până nu se dezbat și nu se votează în acea zi. Nici nu se pune problema să fie ceva de genul El Salvadorului cu mijloc legal de plată. Este doar vorba de cel mai bun caz de un legal framework. Ceea ce și asta ar fi un lucru bun. Știi că vorbeam noi data trecută despre ce țări au deja așa ceva și cum ar putea să ajute companiile din sfera asta, din industria asta de cripto, să se dezvolte pe piața de cripto. Până una alta, oricum, Paraguay este o țară ceva mai mare decât El Salvador. Clar, sensibil clar, mai mare.